Codin Maticiuca a împărtășit pe o rețea de socializare gestul impresionant făcut de către Florin Salam pentru Nico, un băiețel de 12 ani cu o boală gravă. Ziua mare a venit și puștiului cu ochii mari și negri i-a fost îndeplinit visul. Nebunia lui Salam, aceasta este povestea lui Florin Salam și a lui Nico, un puș de 12 ani. Nico a suferit de o formă agresivă de cancer de care a fost tratată la Timișoara și care a recidivat în 2012. Forța cu care cancerul lui Nico a lovit a doua oară nu i-au lăsat băiatului decât două șanse, operație la Tel Aviv sau Istanbul, ambele cam la fel de costisitoare. Acesta a fost momentul în care tatăl băiatului, Nae Boxerul, a încercat să apeleze la toate fundațiile la care a avut acces, unele dintre ele chiar. Dar foarte mari, nimeni nu a fost de acord să răscumpere viața lui Nico. Descurajat de faptul că băiatul lui nici nu putea sta în picioare, Nae nu mai știa încotro să o apuce. Ideea a venit tot de la Nico, care era mare fan Florin Salam și visa să-l audă cântând la aniversarea lui. Nae s-a dat peste cap și a ajuns la Florin, care i-a spus că vine să cânte gratis la băiatul lui. Mai mult, Salam l-a sfătuit pe Nae să-și strângă prietenii și vecinii la ziua puștului pentru ca să strângă și bani, zis și făcut. Ziua mare a venit și și cu ochi mari și negri, i-a fost îndeplinit visul. Regele i-a cântat mai mult în genunchi împreună cu formația sa, pentru că Nico a stat doar așezat pe scaun. La final, Florin Salam s-a uitat în plasa cu bani și a mai completat el ca să fie bani de operația lui Nico. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Banii au venit prea târziu, nu s-a mai putut face operația și Nico s-a stins. Dorința lui de a avea pe Florin la ziua lui a fost și ultima lui dorință. Ziarele vremii au pus mâna pe câteva Filmări de la ziua puștului, pentru că știau că Florina are obiceiul să cânte în genunchi într-o anumită parte a programului, au titrat Cum îl pui în genunchi pe Florin Salam în fața unui copil la un chef, iată aici, cât de prost au nimerit-o când de data asta regele era în genunchi pentru că sărbătoritul nu mai putea să se ridice, iată, domnilor, cum îl pui pe Salam în genunchi în fața unui copil și gratis pe deasupra, îl chem dacă îți e copilul bolnav și vine și cu bani de acasă, tare nu, v-am povestit toate acestea pentru că zilele trecute am fost. Cu Bogdan de la Ploie și Teoroz la copiii de la Fundeni care suferă de aceeași boală ca Nico. Ei le-au cântat și apoi nu vreți să știți ce mi-au auzit urechile sau ce postări am citit de la tot felul de persoane de cultură. Cum putem noi să amestecăm manelele și caritatea? Uite așa, dragii mei, fix ca salam în genunchi și da, toate astea le facem pentru vizibilitate, pentru ca lumea să doneze. Anul ăsta avem proiecte în toată țara de 2 milioane de euro și nu știu zău cum le ducem. Așa că dacă vreți să vă alăturați, puteți da un SMS cu facem la 8845 pentru 2 euro pe lună sau pentru cei care își permit tot cu textul facem la 8864 pentru 4 euro pe lună. Vreau să știți că N.A.E. ajută și astăzi copiii în memoria lui Nico și spitale publice din bani privați a fost creat în memoria fetei de la 702. Poate șeruiți asta. Să ajungă și la oamenii de cultură oripilați de manelele din spitale, a scris din Maticiuc pe Facebook, relatează Antena3.ro.